Târgul Internațional de Turism Winter Holiday, organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism în parteneriat cu Primăria Municipiului București, a reunit peste 100 de expozanți. Cei aproximativ 7.000 de vizitatori au putut alege vacanțe speciale. Printre participanți menționăm agențiile membre ANAT, autorități locale și din străinătate și companii aeriene. We have in Romania, for instance, în România vă recomandăm Azuga și Predeal. Peste hotare avem ca destinație principală Spania, dar și pachete turistice în Praga, Viena și Budapesta sau în Africa de Sud. Cred că România au început să fie mai selectivi în privința vacanțelor. Vor să cunoască și să exploreze locuri noi. E o cerere din ce în ce mai mare pe piețele de Crăciun. Acestea se desfășoară sfârșit de noiembrie, început de decembrie. Revelioanele vin și ele cu niște noutăți. Am venit nou cu Revelionul în Scandinavia, Revelionul din Rusia, anul ăsta prima oară, Lisabona, iar e noutate. Sunt pachete foarte frumoase care ne permit să petrecem un Revelion deosebit. La Winter Holiday, Viena a fost cea mai vândută destinație pentru petrecerea Crăciunului și a Revelionului, urmată de Cipru și de programul pentru senior oferit de Spania. Chiar dacă la acest târg ofertele în străinătate au avut întâietate, în acest an majoritatea românilor și-a scurtat vacanțele și-a ales călătoriile în țară.